să cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuiem toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar. Rosie și prietenii ei. Hopa! Îmi place noul meu aparat. Zâmbește, țup-țup. Țup-țup, te-ai uitat la cartea aia toată dimineața. Are imagini tridimensionale. E cea mai bună carte din lume. Știu că îți place, țup-țup, dar vreau să te uiți la aparat ca să te pot poza. Ra, zâmbiți! Nu-i rău, dar din partea asta arăt mai bine. Bine, mierlă. Încă una. Acum e rândul tău, țup-țup. Oh, dar ce ai acolo, țup-țup? Pot să văd? E cartea mea preferată. Are un copac, o pasăre. Asta e! Niște flori. Țup-țup! Salutare! Bună, Rosie! Încerc să găsesc ceva cu care să-i ocup ziua lui Martinică până fac eu o plăcintă cu afine. Ce vrea să facă Martinică? Ceva diferit. S-a jucat cu multe jucării acasă. Are multe surprize. Eu! Cred că lui Martinică îi place cartea ta, țup-țup. Poate eu vei împrumuta, țup-țup. S-o împrumut? Păi, cred că pot. Dar numai puțin. Desigur. Dar poate Martinică o va rupe. Sunt sigură că va avea grijă de ea. Promite-ne că vei avea grijă de ea. Promitem. Acum ce spui, Martinică? Mulțumesc. O vom aduce înapoi după amiază, ca să o poți citi în pat. A fost frumos din partea ta, țup-țup. E în siguranță la Moș Martin și diseară o vei avea înapoi. Moș Martin a promis. Știu, dar pentru tine e ușor, pentru tine nu valorează mult. Ai dreptate, țup-țup. Ce spui dacă ți împrumut aparatul meu? Dar tu ții la el, Rosie. Și am încredere că vei avea grijă de el. Hai să facem poze cu toată lumea. Cine e primul? Mai întrebi? Carte! Nu uita, Martinică, țup-țup ține foarte mult la cartea asta, așa că ai mare grijă. Așa. Da, ușor, Martinică. Am promis să avem mare grijă de ea. Gata, acum plăcintă cu afine. Plăcintă! Să punem cartea lui Țup-Țup într-un loc sigur. Să nu o mânjim cu zeamă de afine. Ce frumos! Hop, hai, hop! Nu! Ce-am făcut? Țup-țup! Stai! Poate se va șterge. Spală! Bună idee! Zâmbiți! Gagoși! Hopa!
vă poză, Țup-Țup. E foarte frumos că i-ai împrumutat camera ta foto, Rosie. Eu mi-am împrumutat cartea lui Moș Martin și lui Martinică. Cum? Cea cu imagini tridimensionale? Cea mai bună carte? Sper că Martinică are grijă de ea. Mai bine merg să văd. Nu e nevoie, Țup-Țup. Hai să-i faci niște poze lui Will jucând fotbal. Bună idee, Holly! Iar Mierlă poate merge să vadă cum e cartea ta. Așa-i, Mierlă? Mersi, Mierlă! Oh, e bine! Zeama se curăță! Iuhu! Eu sunt Moș Martin. Oh, speli? Carte! De aceea am venit. Țup-Țup e îngrijorat pentru carte, deci stejar a propus să vin ca să văd dacă totul e bine. Este bine? Am scăpat-o în plecintă afară. Și ai spălat-o? Cred că zeama va ieși. Și imaginile, uite, s-au șters. Moale! Ce-i voi spune acum lui Țup-Țup? Am promis să am grijă de carte. Nu te teme, o rezolv eu cu o vrajă. Închideți ochii. Prin puterea aripilor mele, reîntregește această carte! Opa! Ciudat! Magia mea ajunge de obicei. Mă duc după Rosie. Ea va ști ce e de făcut. Țup-Țup nu-mi va mai vorbi niciodată. Hai, un cadru în acțiune! Grozave poze, Țup-Țup! Avem nevoie de multe rame în care să le punem. Rosie, trebuie să vorbim. Ce este? Aparatul! Prindem penele! Mierlă! Despre ce să vorbim, Mierlă? Mai bine vin o să vezi. E vorba de cartea lui Țup-Țup. Am să vin imediat înapoi. Bine, Rosie! Zâmbește! Ce este? E bine cartea? I-a rupt Martinică paginile? Nu, Martinică, eu! Am scăpat-o în plăcinta cu afine. Buf! Am încercat să o spăl, dar paginile s-au șters. Bietul Țup-Țup va fi foarte, foarte trist. Dar încă se ridică. Dar la ce bun o carte fără poze? Poze! Asta e! Nici o grijă, Moș Martin, am o idee. Ai? Mierlă, îl mai poți ține ocupat pe Țup-Țup o vreme? Îi pot poza ca model? Ne trebuie foarfece și lipici. Tu decupezi, Moș Martin, eu și Martinică vom lipi. Cra? Știu! De-a bate ascunselea! Am jucat deja asta de 5 ori. Unde e Rosie? Mai pot face o vrajă? Nu! Eu îmi vreau cartea înapoi. Țup-Țup! Rosie, unde ai fost? Am fost ocupați. Și avem cartea ta, dar... Accident! La ce fel de accident vă referiți? Am reparat-o cum am putut. Și am făcut unele modificări. Wow! Eu sunt acolo și Holly. Uite-mă! Ce bine arăt! Acolo eu lovesc mingea. Și acolo sunt iar eu. Tu ce crezi, Țup-Țup? Nu e la fel. E chiar și mai bine. Am cartea înapoi și în ea sunt toți prietenii mei. Așa că vă pot avea mereu cu mine.
Mulțumesc, Moș Martin. Fără Rosie n-aș fi reușit. Rosie! Hei, eu de ce nu sunt acolo? Țup, țup, am uitat pe cineva. Nu e nicio poză cu tine. Țup, țup? Ui! Țup, țup, tridimensional! Un țup, țup, tridimensional depus în cartea ta specială. Vesela Rosie! Dacă ți-a plăcut acest episod din Rosie și prietenii ei, nu uita să te abonezi! Deci, haideți cu noi!